Patru pacienți internați la Târgu Cărbunești au decedat vineri dimineață, când în unitate a fost declanșat planul roșu de intervenție. Două femei au murit la spital, iar cealaltă victimă imediat după transferul la o altă unitate sanitară. Dacă inițial s-a crezut că sistemul de oxigen nu mai funcționa, ulterior s-a constatat că, de fapt, stocatorul a rămas fără oxigen. Nici firma care se ocupa de mentenanță, delivrarea și monitorizarea acestor butelii, nici cei din spital nu au verificat acest aspect în timp util și astfel s-a ajuns la o tragedie în cazul celor decedați. În urma incidentului, poziția prefectului de Gorj este revoltătoare. Din primele informații pe care le am de acolo la fața locului, a rezultat că nu există legătură de cauzalitate, pentru că erau într-o formă foarte avansată, foarte gravă a bolii și doar întâmplarea a făcut ca ora decesului să fie aproximativ aceeași cu ora când s-a defectat instalația de oxigen. Vina aparține, să zicem așa, spitalului, conducerii spitalului sau societății care asigura mentenanța? Asta o să vedem în urma anchetei pe care o să o facem la fața locului. Înțeleg că au ajuns acolo reprezentanții. Da, reprezentanții de la firma care asigură și mentenanța și aprovizionarea cu oxigen a spitalului sunt acolo. V-am zis, la această oră spitalul este funcțional și a început transferul înapoi al bolnavilor. Totodată va fi declanșată o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat de cele întâmplate. O să numesc o comisie, o să trimit corpul de control să vedem efectiv ce s-a întâmplat acolo. Vom coopta în comisia aceasta și de la ISU și de la DSP, o să vedem dacă s-au respectat toate normele, dacă totul a fost în regulă și până la urmă să stabilească anumite vinovății. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar penal, în cadrul căruia se cercetează fapta de ucidere din culpă.